Bună ziua, bine ați venit. Sunt bucuroasă că am prilejul să vorbesc despre un tânăr talentat și vă felicit pe dumneavoastră, colegii lui, că ați venit în mod special să-l susțineți și să-l încurajați cu prezența și cu gândurile dumneavoastră. I-am văzut lucrările, o mare parte din lucrări trimise de mama sa, care se implică foarte mult în evoluția creativă a lui Robert Niculae. Și m-au impresionat prin franchețe, prin sinceritate, prin bucuria de a crea, prin lumina și culorile foarte vii, armonioase, pe care le pune pe pânză cu talent, cu vibrație, cu emoție și impune un timbru personal creațiilor sale. Robert are 13 ani, este în clasa 7-a la un liceu vocațional particular, Nicolae Steinhardt, primind o educație aleasă, bazată pe credință, bazată pe studiu, dar în paralel la sugestia unei doamne învățător, a făcut și studii de arte. Remarcabile sunt două elemente importante. Unu, Robert lucrează pe spații destul de mari pentru un copil. Și doi, apetența aceasta și pasiunea pentru culoare și vibrația pe care o pune în tușele pe care le așează cu pasiune și cu bucuria aceasta de a picta. Un alt element important este acela că preferă studiului în atelier, studiul în plein air, în aer liber. Și de aici și motivul inspirației sale, case, biserici, cu preponderență biserici ortodoxe, colțuri din natură, mai puțin personaje, figuri de sfinți, dar și colțuri de străzi, natura în toată plenitudinea sa. Am vorbit cu Robert înaintea expoziției și mi-a spus că, într-adevăr, îi place foarte mult să picteze în natură, în mijlocul naturii, nu după fotografii, și acesta este un lucru foarte, foarte benefic pentru un artist în devenire, cu atâtea posibilități naturale, un artist născut, nu un artist făcut, și în același timp dublat de echilibru, de modestie, și de lucrul bine făcut, pentru că el știe foarte bine cum să abordeze o imagine din fața șevaletului, unghiurile din care lumina se strecoară și monumentalitatea pe care o creează prin lucrările sale. Numai puțin peisajele cu copaci, chiar dacă sunt singuratici, sunt animați de verdele acesta crud, pe care îl asociază cu albastrul senine, combinație foarte interesantă pe care
am mai descoperit-o cu mulți ani în urmă la mari artiști români interbelici. Sigur că copilul de 13 ani are multe de învățat de aici încolo și bineînțeles că și școala, învățământul, profesorii, dar mai ales familia, dar mai ales studiul personal în fața motivului pictural îi vor aduce roade bogate în domeniul studiului naturii, în domeniul acesta frumos pe care și l-a ales sau de către care a fost ales. Aș specifica faptul că studiul acesta în natură îl pune în situația de a vibra foarte mult tușa asemeni impresioniștilor, în a crea umbre și lumini, jocul din acesta de umbre și lumini, în a lăsa, practic, pictura să vorbească. Lucrările sale sunt, într-adevăr, foarte, foarte picturale. Au această notă de spontaneitate, de echilibru, de monumentalitate, de punere în pagină foarte corect a motivului pictural, a unei biserici, a unei case. Văd acolo Casa Moșescu, unde a avut și expoziție. De altfel, a avut expoziții în multe locuri din capitală și din țară și este și membru al Legii Navale. Și sigur că activitatea aceasta bogată și intensă îl pune în situația să obțină rezultate frumoase și revelatorii pentru talentul său nativ. Sunt foarte multe lucruri de spus. Expoziția este foarte bogată, un număr de aproape 40 de lucrări realizate de Robert Nicolae în ulei, o tehnică grea, mai ales pentru un copil. Artiștii mai în vârstă au renunțat la această tehnică datorită gradului de toxicitate pe care îl elimină uleiurile acestea și lucrează mai mult în acrilic. Este un lucru destul de matur pentru un tânăr să abordeze tehnica aceasta și temele pe care și le-a propus. În dreapta mea, stânga dumneavoastră, veți vedea niște studii de nuduri masculine, foarte îndrăznețe, dinamice, reușite, pe care, de altfel, genul acesta de studii sunt abordate mai ales în primii 2 ani de facultate la arte. Deci el se gândește și mai departe și este mai mult ca sigur că va urma o carieră în domeniul picturii, iar activitatea intensă pe care o depune la Chevalet, munca lui temeinică și, așa cum a spus și domnul comandor, această seriozitate și severitate cu sine însuși îi va dărui bucurii, multe bucurii în sufletești și îi va asigura sau pronosticul este foarte mare, o carieră în acest domeniu.
Sigur că temele sunt foarte diverse. Cazinoul, Muzeul Marinei sunt câteva lucrări de la malul Mării Negre și colțul acela din stânga cu lucrările puțin mai închise sunt realizate, este realizat de altfel colțul acela cu lucrări dintr-o etapă anterioară creației actuale. Expoziția este în întregul ei o reușită și sper să fie un pas decisiv și pentru colegii lui care pictează. Și așa cum spunea și doamna directoare, sunt destui artiști mici pictori care pot avea, pot căpăta curaj să se exprime și sper să fie la fel de încurajați pe cât de mult îl încurajează părinții pe Robert. Cam atât, lucrurile se pot dezvolta foarte mult, le-am dezvoltat și în scris. Îi doresc mult succes și pentru mine este o bucurie și cu tot respectul și cu toată bucuria te invit să lucrezi tot atât de frumos și de aici încolo. Mulțumesc! Mulțumim.